pomenirea Sfântului Mucenic Evlogie Palestinianul 5 martie, acesta fiind născut din părinți necredincioși. După moartea lor, multele averi ce rămăseseră le-a împărțit la săraci, iar el, singur sărăcind pentru Hristos, umbla ca un sărac prin țara Palestinei, învățând pe cei necredincioși și întorcându-i la Hristos Dumnezeu. Fiind clevetit la domnul țării aceleia, a luat multe munci de la dânsul, deoarece nu voia să aducă jertfe idolilor. Apoi, la sfârșit, i-a tăiat capul.